Am dat prin răzătoare jucăria aceasta. Aici avem două porții. Ha! Foaie verde și o lopată. Ia uite și bine, hai că a început să se facă. Avem nițel. E ciorba minune. Uite-o. Ata. O facem mic. Repede scur și la obiect. Așa. Așa. Bun. Zbang. Am și pe a doua. Și între timp am primit o veste frumoasă. Ca să prelungi stocan. Că o să mai ia cineva care pleacă la țară. Ne! S-a trezit acuși. Asta. Am eu grijă de sonădesc. Grijă să nu desoterciuiesc, să o fac sexy. Auto. Ciorba! Așa. Auto. Da. Am adăugat un cratiță cea mare. Așa. Și am adăugat aici partea a doua. Care o să o pun aici, să măresc cu porția. Asta este. Asta s-a terminat. Am pus-o la, cum îi spune, la răcit, pentru că trebuie să aștept să se facă asta. Exact, porția aceea se prelungește cu aceasta, se iasă exact jumătate de creațeță, adică ce am eu aici, nu știu cât să zic, am vreo 7 kg de asta, înseamnă 3 kg jumătate de 4 de mâncare, ceva de genul, da? Da, aproape de ciorbă, ceva de genul. Continuăm. Mă, oameni buni, iată că porția a doua a început să fiarbă, fierbe aburind și aburind și uitați cum fierbe aburind aici porția a doua făcut-o aici, nene, am zis eu jumate de mâncare, nene, să fie aici, să ține pentru toată populația, gata. Așa. Așa, mai rămas ceva pe aici. Acum facem metoda populară. Așa. Ca să luăm de aici totul. Metoda populară este ca acea metodă cu puțină apă. Așa, strângem totul de aici. Am. Da, ia uite-o! Da! O, frumos arată! Ia uite-o! Ia uite-o! Bunătate! Bunătate de... mâncare de carte, bunătate! Acum voi adăuga... măzărica. Este că
acum ne pregătim de finalizare, nu? Mai lăsăm să fierbe și după care cu cănița de apă. Așa. Ne uităm cu atenție pe aici, ochiuri. Eu cu mine, ne uităm amândoi. Așa, ca să fie... fie făcută cu atenție, gata. Bun. Acum trebuie să pregătesc căniță. Și când fierbe, pac un pic de apă, pac un pic de apă. Încă 10 minute de aici încolo, până e gata, da? Hai, mă, oameni buni, pe final am pus mâncarea în farfurii, berea lângă, micii aceștia și, bineînțeles, pe final, încă o dată spun, poftă bună și, bineînțeles, vă aștept cu cea mare plăcere la bucătăria lui Svartoș. De fiecare dată avem noi și noi rețete care le vom promuta de fiecare dată la televiziuni sau, bineînțeles, de pe internet.